istoria juridică sau istoria dreptului este studiul modului în care a evoluat legea și de ce s-a schimbat ea în decursul timpului. Istoria juridică este strâns legată de dezvoltarea civilizațiilor omenești de-a lungul mileniilor, pentru că instituțiile juridice sunt sisteme complexe de reguli, actori și simboluri, toate interacționând cu societatea pentru a schimba, adapta, rezista sau promova anumite aspecte ale vieții de zi cu zi. Când privim în trecutul umanității, antichitatea este epoca istorică ce a debutat odată cu inventarea scrierii și începutul înregistrărilor istorice până în zorii evului mediu. Această perioadă a durat 3 milenii și jumătate, din anul 3000 înainte de Hristos până la căderea Imperiului Roman de apus în anul 476 după Hristos. Ea reprezintă epoca în care s-au dezvoltat orașele, cultura, arta, religia și marile civilizații. Este și momentul în care se consideră că a început istoria dreptului. Bine v-am găsit! Sunt Luminița Țundrea, gazda acestei emisiuni, O scurtă istorie a dreptului. În general, istoricii dreptului consideră că două au fost elementele care au condus la dezvoltarea dreptului și crearea sistemelor de legi, sub forma codurilor de legi, așa cum le cunoaștem și folosim în prezent. Primul are în vedere dezvoltarea orașelor și a religiei organizate la scară largă. Cel de-al doilea se referă la apariția scrierii. Nevoia de organizare coerentă la scară largă a apărut odată cu orașele. Pe măsură ce conducătorii au câștigat controlul asupra suprafețelor mai mari și asupra resurselor, au apărut statele și guvernele. Acestea foloseau adesea scrierea și religia pentru a menține ierarhiile sociale și a consolida puterea asupra zonelor și populațiilor mai mari. Începuturile istoriei juridice își au sursa în sistemele și practicile juridice din Mesopotamia antică, inclusiv Babilonul lui Hammurabi, circa 1700 înainte de Hristos, Egiptul antic, Israelul antic, Anatolia antică, Grecia antică și Roma antică. În sudul Irakului, acum 5.000 de ani, a avut loc o explozie economică a orașelor state ca Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu, care au prosperat. Irakul este locul unde a luat naștere civilizația, civilizația sumeriană, tărâmul dintre cele două fluvii, Tigru și Eufrat, un tărâm arid cu lagune și mlaștini denumit de greci Mesopotamia, era considerat de istorici ca fiind leagănul civilizației. Teritoriile din sudul Palestinei erau stăpânite de evrei, un popor profund religios, a cărui capitală era Ierusalimul. Regatul Israel a fost întemeiat de regele David ca o formațiune unificată și puternică. După Solomon, au existat două regate, regatul Israel în nord și regatul lui Iuda din sud. Ambele au fost cotropite de marile puteri din epoca fierului, care foloseau violența sistematică, precum asirienii. Orașele state din Mesopotamia aveau să intre în competiție cu Egiptul, țară cu arhitectură monumentală și regi divini ce erau preocupați de moarte. Având ca avantaj poziția sa geografică și Nilul, acesta a prosperat. Doar 4% din solul Egiptului era cultivabil, de aceea egiptenii depindeau de revărsările anuale ale Nilului din iunie până în septembrie. Apele Nilului creșteau, ieșeau din albie și kilometri întregi de câmpie erau inundați. Solul era îmbibat cu apă și fertilizat cu mânul de versat. De aceea egiptenii au zeificat Nilul. În Uruk locuiau 30.000 de oameni. Locuitorii Urukului ocupau un loc restrâns, ceea ce ducea la dificultăți ce erau rezolvate prin investiții în infrastructură sau în crearea de locuri de muncă în construcții. Conform dovezilor arheologice, civilizația a fost expusă violențelor și conflictelor cu alte orașe-state. Orașele erau cucerite sau incendiate, iar prizonierii erau vânduți și cădeau în sclavie. Babilonienii, sub Nabucodonosor, au format un alt mare imperiu, Imperiul Babilonian, alcătuit din teritorii aflate în Asia Mică, Palestina și Irak, ce avea ca centru Babilonul înconjurat de ziduri puternice, cu multe turnuri și porți.
Cea mai importantă caracteristică a primelor orașe era prezența unui templu mare în centrul acestora. Templul era un monument impunător cu decorațiuni extravagante. Pereții cu ziduri groase erau folosiți pentru a impresiona zeii și pentru a proteja surplusul agricol depozitat în templu. Cu alte cuvinte, templul servea ambelor scopuri, religios și de apărare, iar orașele timpurii erau atât centre religioase, cât și militare. În urmă cu 4 milenii, un poet necunoscut descria orașele prospere ale epocii bronzului ca grânare pline, case bine clădite, negustori străini ce umblau ca păsările exotice și oameni care se veseleau în propriile curți în zilele de sărbătoare. Bătrânii erau chibzuiți și buni. Dezvoltarea primelor orașe a coincis cu răspândirea pe scară largă a religiei. Înainte de dezvoltarea orașelor, majoritatea oamenilor venerau zeități în grupuri mici, fie în casa lor, fie în satul în care trăiau. În perioada în care primele orașe s-au dezvoltat, zeii pământeni locali au fost înlocuiți cu zeii cerești, care se pare că cereau venerare pe o scară mai mare. Templele mari din localitățile principale au înlocuit treptat altarele sau micile temple din sate și case. Ele au angajat căpetenii, preoți și slujitori ai bisericii, conducând la dezvoltarea unor zone cu o densitate a populației relativ ridicată. Aceasta este teoria orașului religios. Primele orașe s-au dezvoltat datorită economiilor de scară aplicate în furnizarea religiei. Trecerea de la venerarea zeilor pământeni la zeii cerești au dus la centralizarea religiei și la crearea unei forțe de muncă specializate, compusă din muncitori religioși care primeau în schimbul efortului depus o parte din surplusul agricol. Civilizațiile timpurii erau adesea unificate de religie, un sistem de credințe și comportamente care se ocupă de sensul existenței. Pe măsură ce tot mai mulți oameni împărtășeau același set de valori și practici, până și indivizii care nu se cunoșteau puteau găsi interese comune, ceea ce conducea la crearea încrederii și respectului reciproc. Era firesc la momentul respectiv ca politica și religia să fie strâns legate. În unele cazuri, liderii politici au acționat și ca lideri religioși. În alte cazuri, liderii religioși erau diferiți de conducătorii politici, dar, totuși, lucrau pentru a justifica și a sprijini puterea liderilor politici. În Egiptul antic, de exemplu, regii, numiți mai târziu faraoni, practicau domnia divină, pretinzând a fi reprezentanți sau chiar încarnări umane ale zeilor. Dar și faraonul era zei, chiar, fiind întruchiparea divină a zeului Horus pe pământ, fiind recunoscut de Egiptul de sus și Egiptul de jos. Pentru a avea asigurat drumul spre viața de apoi, îi se construia o piramidă construită din blocuri de calcar și granit. Templele au devenit instituții puternice ale interacțiunilor umane pe plan social și economic. În temple s-a dezvoltat scrierea, ce a devenit piatră de temelie a civilizației. Primele dovezi ale scrierii țineau de economia tot mai complexă. Având la dispoziție mult lut, din el făceau tăblițe pe care imprimau semne cu stilul. În multe orașe au fost imprimate în argilă liste cu oameni și bunuri, liste cu nume, registre. În câteva secole, scrierea a devenit tot mai dezvoltată. Un moment important l-a constituit apariția scrierii, care a permis codificarea legilor. Fiecare dintre aceste societăți a creat legea după imaginea propriilor credințe și nevoi. Au apărut școli specializate ce instruiau scribii, ce au dezvoltat simbolurile acceptate ale sistemului de comunicare. Treptat, erau scrise descântece și leacuri, instrucțiuni, mituri, fabule, cântece de leagăn și de dragoste, rugăciuni și poeme. Trecutul era cercetat pentru a pune evenimentele în ordine cronologică.
Începuturile dreptului sunt învăluite în negura timpului, a acelei perioade de tranziție de la o societate primitivă, tribală, la viața în comunități mari. Nu se știe exact care a fost impulsul care a condus la colectarea diverselor obiceiuri juridice existente și elaborarea unor legi care să guverneze comunitatea. Cel mai probabil însă a fost nevoia de a concentra puterea în mâinile unui grup restrâns de conducători. Exercițiul acestei puteri presupunea de cele mai multe ori și justificarea unei legitimități a grupului conducător. Pentru majoritatea comunităților post-tribale, profund spirituale, această legitimitate nu putea fi decât de sorginte divină. Într-o teocrație pură, se crede că liderul civil are legătură personală cu religia sau credința civilizației. De exemplu, Moise i-a condus pe israeliți, iar Mahomed a condus pe primii musulmani. Există o linie fină între tendința de a numi personaje religioase pentru a conduce statul și de a avea un guvern religios. Conform cărților sfinte, profetului Iosif i s-a oferit un rol guvernamental esențial, doar pentru că era demn de încredere, înțelept și bine informat. Ca rezultat al cunoștințelor profetului Iosif și, de asemenea, datorită eforturilor sale etice și autentice în timpul unei situații economice critice, întreaga națiune a fost salvată dintr-o secetă de 7 ani. Vântul care sufla era o persoană și, desigur, o persoană divină. Soarele era o persoană divină, pământul care hrănea toate ființele era o persoană divină. Când un rege decidea modul de soluționare a unui conflict printr-o sentință, judecata lui se presupunea a fi rezultatul inspirației divine. Exista de asemenea concepția zeității, care dicta un cod întreg de legi, ca în cazul legilor hinduse ale lui Manu. Legea divină cuprindea orice corp de lege care era perceput ca derivând dintr-o sursă transcendentă, cum ar fi voința lui Dumnezeu sau a zeilor, spre deosebire de legea creată de om, legea laică. Majoritatea popoarelor antice considerau că dreptul este rezultatul inspirației divine, cea care guverna viața pe pământ și deținea cunoașterea absolută a modului în care puteau fi dirijate corect relațiile interumane. Legile divine sunt percepute de obicei ca superioare legilor create de om, datorită presupunerii că sursa lor este dincolo de cunoașterea umană și rațiunea umană. Credincioșii ar putea să le acorde o autoritate mai mare decât altor legi, presupunând că legea divină nu poate fi schimbată de autoritățile umane. Cele mai cunoscute sisteme juridice de sorginte divină din antichitate erau cel egiptean, indian, precum și dreptul roman timpuriu, dar și legea mozaică, legea lui Moise. Când religiile au o carte sfântă, aceasta este folosită ca mesaj direct de la Dumnezeu. Legea proclamată de conducători este de asemenea considerată o revelație divină și, prin urmare, legea lui Dumnezeu. Manuscritic, tradus ca legile lui Manu sau instituțiile lui Manu, este cea mai importantă și mai autoritară carte de drept hindus care a servit ca lucrare fundamentală asupra dreptului și jurisprudenței hinduse în India antică de cel puțin 1500 de ani. Până în timpurile moderne a fost referința standard pentru judecarea cauzelor civile și penale, atât de către conducătorii care au patronat credința vedică, cât și de oamenii care practicau hinduism. Se crede că autorul acesteia era Manu, un profesor de ritul și legi sacre. Cântul inițial al operei povestește cum 10 mari înțelepți au apelat la Manu să le recite legile sacre și cum Manu le-a îndeplinit dorința, învățând legea de la domnul Brahma, creatorul, și prin urmare se spune că autorul este divin. Manusmriti proiectează o societate ideală și o conduită umană ideală ca bază pentru a stabili o societate ordonată și o viață centrată în jurul perceptelor divine. Pentru a promova aceste idealuri și a impune voința divină, ea propune numeroase legi pentru a guverna minuțios viața și conduita umană a fiecărui individ, în funcție de clasa sa socială, datorii și responsabilități. Scopul lor este de a induce disciplina, de a oferi un temei pentru conducători, de a aplica o conduită legală și de a asigura progresul ordonat al lumii prin respectarea obligațiilor de către indivizi. Vechea societate vedică
avea o ordine socială structurată în care brahmanii erau considerați ca fiind cea mai înaltă și cea mai venerată sectă, având atribuită sfânta sarcină de a dobândi cunoștințe și învățături antice. În realitate, manuscriti este un cod de conduită, care a fost pus la punct de brahmani, în special pentru aceștia și poate pentru alte comunități de castă superioare, în special regele. În Egiptul antic se consideră, de pildă, că zeița Maat a permis universului și vieții de pe pământ să funcționeze așa cum ar trebui. Echilibrul și armonia, ca aspecte esențiale ale vieții, au devenit cea mai profundă convingere a societății egiptene din perioada dinastică timpurie, circa 3150 înainte de Hristos. Dacă oamenii ar fi fost capabili să recunoască beneficiile trăirii vieții lor în conformitate cu Maat, nu ar fi fost nevoie de legi, dar din moment ce dorințele egoiste depășesc frecvent bunul simț, oamenii acționând în propriul lor interes și în detrimentul celorlalți, acest lucru trebuia pedepsit și se stabileau exemple și precedente pentru alții care ar putea fi tentați să facă același lucru. Principala responsabilitate a regelui era să o susțină pe zeița Maat. Odată ce acest lucru era rolul principal al conducătorului, de exemplu, unul dintre elementele centrale ale ceremoniei de încoronare a unui rege, de fapt, a fost o oferire a spiritului Maat, personificat într-o statuie, simbolizând o promisiune făcută celorlalți zei că va menține echilibrul universal. Legile divine se remarcă prin inflexibilitatea lor aparentă. Introducerea interpretării în legea divină e o problemă controversată, deoarece credincioșii acordă o semnificație ridicată aderării la lege cu precizie. Tora îi învață pe evrei despre legământul făcut cu Dumnezeu pe muntele Sinai. Dumnezeu i-a dat lui Moise un set de 10 legi pe care să le urmeze pentru a-l sluji. Dumnezeu i-a spus lui Moise că, dacă aceste reguli nu ar fi respectate, oamenii care nu le-au ascultat ar fi pedepsiți. Astăzi, aceste legi sunt cunoscute sub numele de cele 10 porunci. Evreii cred, până în ziua de azi, că Moise a fost un profet foarte important, întrucât a fost ales de Dumnezeu pentru a transmite aceste legi tuturor. Se crede că Dumnezeu i-a dat legile lui Moise verbal, înainte ca acestea să fie înscrise pe piatră. Oponenții la aplicarea legii divine neagă de obicei caracterul său pur divin și subliniază influențele umane în lege. Acești oponenți caracterizează astfel de legi ca aparținând unei anumite tradiții culturale. Adepții legii divine, pe de altă parte, sunt uneori reticenți în adaptarea legilor divine inflexibile la contextele culturale actuale. Am văzut cum primele texte de lege erau de natură sacră. Majoritatea acestor reguli erau considerate a fi inspirate de către divinitate, indiferent de forma pe care o îmbrăca aceasta, și transmise spre știință prin intermediul preoților, a regilor sau profeților vizionari. Dezvoltarea orașelor, a religiei organizate și a scrierii au creat premizele unui nou salt în evoluția dreptului, acel al dezvoltării unor colecții de reguli de conduită, sub forma primelor coduri de legi ale umanității. În episodul următor vă vom povesti despre marile state antice, Mesopotamia, Egipt, India și China și despre contribuția acestor popoare la edificarea sistemului dreptului așa cum este el astăzi.